Numește părțile corpului uman. Hai, începem de jos, da? Ce avem aici? Talpă. Da, avem și o talpă, da. Aici de ce au fost diferite? Din cauza că tu, când te naști, ești bebeluș, da? După aia crește leacă mai mare. Depinde ce ești, fetiță sau băiat. Tu ce ești, fetiță sau băiat? Fetiță. Ok, hai să vedem părțile corpului uman. Hai. Da, talpă. Da, avem și talpă. Asta ce e de aici? Picior. Așa, picior. Da? Câte picioare ai? Două. Așa, da? Astea de aici ce sunt? Mai, două mai. Așa. Aici avem? Un cap. Aici? Un gât. Ce sunt ăștia? Doi ochi. Așa, aici? Un nas. Și aici? O goră. Așa. Păr. Ai și păr. Astea ce sunt? Degete. Așa, degete, da? Poate să aibă și pantaloni. Da, da. Aia e vestimentație, da? Încercuiește grupa copiilor. Deci trebuie să încercuiești grupa copiilor. Haide! Adică încercuiesc cei doi? Dar celălalt bebeluș nu-i copil? Da. Păi și el e copil. Chiar dacă e mic, e tot copil, da? Dacă era o bunicuță pe acolo, nu mai era copil, da? Ai înțeles? Da. Hai că aici nu prea arată. După păr ce ai? Ce avem aici? Okay. Uite astea de aici. Ce sunt? Urechi, urechi. Urechi, da? Așa, și zici colorează imaginile, adică să colorezi copilașii. Mami, da. Putem să facem și din cartea magică? Cu poezii sau arte vizuale? Arte vizuale. Da, dar după ce terminăm temele, da? Da. Mami, De ce aici are o linie, după mai a tras o linie? Aici sunt pantaloni, da? Niște pantaloni scurți și aici, uite aici, e genunchiul. Ăsta e genunchiul, da? Și l-o pronunțat anume ca să-l vezi tu, da? Ia uite, haide pe acolo și după aia o să vedem, da? E ușor, Traian. Haide, Giulica, hai mai repede, da? La fete au păr când sunt bebeluși? Da, Giulie, orice copilaș are păr, da? Adică bebeluși. Da, Giulie. Ia uite, scheletul uman este format din 206 oase separate, unind între ele prin diferite articulații. Așa, mărimea, respectiv forma, diferitelor oase este determinată de funcția anatomică. Cel mai mare os este femurul, având 50 de centimetri, iar cel mai mic este scărița, 2,6 mm. A, știu, de la deget. Haide, Julie. Acum.
faci unde e culoarea pielei. Caută. Ne ori așa fac. Yes. Am găsit-o. Ce te-ai găsit-o? Înțeles de ce le ridic? De dacă tot ai întrebat de scăriță, ca să nu... Hai tu, colorezi, da? Ca să nu rămânem fără să ne interesăm. Scărița este unul dintre osicioarele urechii. Are formă de scăriță. Așa, și este localizată în urechea medie, făcând legătura dintre nicovală și fereastra ovală. Așa, osul este alcătuit din capul scăriței. Hai, și băiețelul, da? Așteaptă-l, ia pe rând. Uite, copil. Uite, cam așa arată scărița, cică. Uite, este. Ai înțeles? Da. Fără capac. Lasă-o să vedem, da. I-am pus să iau. Da? Uite așa facem. Haide, ia-ți creioanele, nu te mai juca cu creioanele. Mă, da! Haide. Încă o dată, mă, dacă e nevoie, o să-ți dau mai multe păhărele din astea. Unul pentru creioane, unul pentru fixuri, da? Ca să nu ne mai jucăm cu căutăm creionul, da? Așa, foarte frumos, dar hai mai repede. Mai repede. Să văd și mai are păpăce. Hai, o părăl. Nimica, hai, dă-te în bătuc, mai. Trece pe soare. Dă-te să te împărești. Vrei să se țede? Da. Da? Poți să vii să vezi? Cu siguranță desenezi frumos, dar nimeni nu o să stea lângă tine, da? Poți să-ți spun? Spun. Linia asta de la început nu înțeleg, dar fac ca și cum că jos ciorap. Adică să okay, setele. Păi e foarte bine. Haide. Și băiețelul are nevoie de sosete. Așa, uite că și aici zicea, iar cel mai mic este scărița 2,6 mm, unul din osicioarele auditive. Adică e aici, în urechea ta scărița, da? Haide. Bine. Ia uite, în medie omul produce aproximativ 30.000 de litri de salivă în timpul vieții. În plus, în timpul cinei, înghițim de 195 de ori. Fără pigmenți, pielea noastră ar fi excesiv de albă. Însă, vasele sanguine de la suprafața pielii adaugă un strop de roșu. Pigmentul galben
și malanina. Septia sunt create la rândul lor de razele UV, adică din soare. Aceste patru nuanțe sunt amestecate pentru a da naștere culorilor de piele pentru toate rasele. Ca să nu se usuce, ca să nu îl pui într-un penar și cerneala o să fie absorbită de penar și ai să ai penarul plin de cerneală. Oh. Hai, decolorăm. Da. Hai să-i facem și la el niște căsete albastre. Așa e, ce frumos ai făcut. Completează corespunzător. Cât îi? 3. Așa, scriem în micuț cifra 3, da? Știu cum e foarte ușor. Așa. Aici dacă avem 3 și aici o bolinuță, câte bolinuțe trebuie să facem noi aici? 2. Foarte bine. Ai făcut? Da, colorează bolinuțele. Da, cum ai păstit? Nu contează cu ce culoare, poți colorezi cu pix. Serios? Da.
În partea de jos aveam... Ce cifră avem aici? 3. Și câte căsuțe avem? 3. Și cum putem să facem operația aia? Cum facem cu bulinuțele? Știu! Hai! Așa, ce fain ai făcut, bravo! Colorează cifra 3, bate palma. Bun. Hai, colorăm cifra 3 de la punctul 2, da? Ups! Ce? Ia, să las, o să ștergem, da? Giulica, Giulie, oprește-te! Ce era acum, mamă, nu uita? Asta e! Că era acolo. 3, cred că este un clov. 3, eu observ că e un om cu... Un nas mare? Da. Și cu ochi mari. Știu ce sunt. Fiindcă ia uite, poartă niște ochelari. Da, haide, sunt mai rapidi, da? Și cu sprâncene mari pe ochelari. Și de trei ori. Încep să aleg la colorat. Cifra 3 de peste tot, da? Te mai dăți niște plăvizii de culoare. Gulerul de la bluză ca să poți să bagi tu capul să te îmbraci, Giulica. Trei întors. Trasează atâtea liniuțe câte elemente are fiecare mulțime. Hai, ia-ți pixulețul.
Putem să facem după teme cartea magică și concursul de colorat? Da, da. Fain, poate facem. Fain. Dacă tu asta vrei, asta îți dorești, da. Facem. Aici? Uh-huh. Câte, ce sunt astea? 3 geci. Geci sau hanoraci? Da, din alea cu fermor, cum am probat și noi azi, da? Așa. Ce e aia? O căciulă. Așa. 2 mănuși. Da, adică o pereche de mănuși, da? Da, fiindcă ai 2 mănuși. Așa. La 3 picioare. 3 sasete. Așa. Așa, și aici zice, scrie cifra 3, ai să scrie aici și aici și după aia scrie, dar fără să depășim, da? Da. Și când termin anunți. Știi cum folosesc eu distanța? Mm. Fotoiul. Da. E ăla cu pixel. Și pătratele. Mm-hmm. Și pot să țin despărțite. Care? Care ne-a dat în învățătoare? Activitatea de ieri? Ți-a plăcut? O să mai facem. Trebuie să exersăm cu dânsa, da? Ți-a plăcut să faci liniuții, să desparți în silat? O să facem. Da? Mami, o tatul ai băut suculeța acum, da? Mai stă măleacă și aduce și pătic. Da, să stai al și liniele. Să stai al și liniele. Și mă folosim.
haide că mie. Binișor. Dar e bine, e bine, bravo. Mă puneam. În ce parte? Am dus după una să mă duc altă. Avem pagina 31. Așa, foarte bine, bravo. Cealaltă ce? 30. Jessica, încercă aici să fac ceva.
mare. Ia. E, asta e. Celălalt o să fie mai plini, da? Hai, nu-i nimic, da? Iată! Prin exercițiu reușim, da? Așa, foarte bine, da? Colorează bulina din dreptul fetiței care miroase trei flori. Care-i fetița care miroase trei flori? Așa, colorează bulinuța. Mami, să faci? Flor, păr, haine. Ok, haine. Colorează bulinuța din dreptul fetiței care miroase trei flori. Credeam că s-o colorez. Ok. Cealaltă fetiță câte flori are în mână? Două. Așa. Pe care dintre mingi le poate vedea băiatul? Colorează-le și spune câte sunt. Câte crezi că poate să vadă băiatul? Una. Dar de ce una? Cinci. Deci, pe care dintre mingi le poate vedea băiatul? Aici sunt câte mingi? Cinci. Și unde sunt? În față și în? Ala meu! Mami, voi așa. Și el pe care mingi le vede? Pe cele din față sau pe cele din spate? Pe cele din față! Și câte mingi sunt în față? Trei! Așa. Colorează-le și spune câte sunt. Deci colorează cele trei mingi, da? Ce culoare are mingi? O, ce culoare vrei tu? Poți să faci roz dacă vrei. Linguriță! Ai să-mi rup cutia asta dacă te mai lași pe dânsă. Linguriță! Nu știu unde e lingurița ta de joc. Nu!
Fac un colei. Gata, Jessie. Jessica, gata, oprește-te. Nu, du-te în cărțile. Aia nu-i joacă. Așa. Pe care dintre mingi le poate vedea băiatul, da? Colorează-le. Spune aici 3 mingi. Spune, scrie 3. Să scriu 3? Scrie mai și pe nu, Jessica, tu rupi cărțile, nu te joci cu ele. Din cărți citim, da? Sau le răspăim? Așa. Deci, 3 mingi poate vedea, da? 3 mingi. Asta vreau. Am făcut și eu 3. Poate vedea. Câte mingi sunt în total? 3. Câte mingi sunt în total? 5. 5 mingi sunt în total, da? Total. Gata. Pe care dintre copii îi aude bunicul? Colorează-i, apoi scrie în căsuță numărul corespunzător. Și aici la punctul 3 avem copii care stau în mijloc. Nu, stau aproape. Da. Sau stau departe. Departe, da? Și pe care îi aude bunicul nostru? Așa, să mi-am uitat pe mi-am scăpat. Deci pe care din copii aude bunicul nostru? Și aici. Da, deci pe care îi aude? Cei care stau aproape. Se spune bunicul nostru. Bunicul nostru aude cei din aproape. Cei 3 copii care stau aproape. Cei 3 copii care stau aproape. Se zice așa, stai așa. Colorează, apoi scrie în căsuță numărul corespunzător. Da? Câți copii sunt? 3. Așa. Și acum trebuie să îi colorez pe copilaj, da? Și pe bunic? Zice așa, colorează-i, apoi scrie în căsuță numărul corespunzător. Deci doar pe copiii colorez, da? Că vorbim despre copilaj, da? Toate creioanele ți le-am pus în față. Gândești
auzit în prima. Deci ai și viteza, fulger, nu? Bate palma! Bravo! Ia uite, câte fructe au fost gustate? Ia uite-te! Am încercat să fiu supărată. Câte fructe au fost gustate? 3! Bun. Alcătuiește grupa lor și scrie numărul corespunzător. Adică le încercuiesc? Deci să încercuiești fructele gustate, da? Aici? Da. Dar în total câte mere avem? 5. Așa, bravo. Hai că l-am găsit eu, da? Bravo, direct.